Stimați frați, să redeschidem cuvântul Domnului și să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Când Dumnezeu vine la poporul său, niciodată nu vine cu mâna goală. Scriptura ne arată de la începuturi și până la încheierea ei că de fiecare dată când Dumnezeu își cercetează poporul, vine la poporul său, Dumnezeu aduce cu el binecuvântarea prezenței sale și a mesajului său. Prezența lui Dumnezeu este aducătoare de binecuvântare. Pasajul pe care l-am lecturat ne arată că Domnul Iisus a venit la ucenici și s-a arătat și lui Toma. Mi-am pus întrebarea, oare cu ce a venit Domnul Iisus la ucenici în acea zi? Se poate ușor observa din pasajul lecturat că în acea zi Domnul Iisus a venit la ucenici cu trei binecuvântări. În primul rând, Domnul Iisus le-a adus un mesaj. Mesajul este cuprinzător și este plin de viață și de putere. Iisus a stat la mijloc și le-a zis, pace vouă. Acesta a fost mesajul. Pace vouă. Acest mesaj nu este introducerea la mesaj, ci este însuși mesajul. Nu e un salut în loc de bună dimineața, sau bună ziua, sau bună seară. Nu e un salut. Nu e în locul bătăii la ușă care a lipsit, pentru că Iisus a arătat deodată în mijlocul lor, străbătând ușile încuiate. E mesajul. Este un mesaj plin de viață, plin de putere și plin de binecuvântare. Pace vouă. Lumea are nevoie de pace. De pace avem nevoie și noi. Învierea lui Iisus Hristos aduce această pace. În această dimineață avem bucuria și ocazia să ne reamintim care sunt bazele acestei păci pe care ne-a adus-o Domnul nostru Iisus. Este jertfa Lui, urmată de învierea Lui, jertfă și înviere care a adus împăcare cu Dumnezeu, a adus mântuire, a adus speranță. Și acum, în acest context, se poate spune pace vouă. În al doilea rând, a doua binecuvântare pe care Domnul a adus-o ucenicilor săi în Duminica Tomei este o dovadă, sau am putea să spunem mai multe. Iisus vine cu un mesaj și în al doilea rând vine cu argumente, cu dovezi. Mesajul lui nu este un mesaj fără fond, fără susținere, fără temelie. În fața lui Toma, Mântuitorul nostru Iisus Hristos se arată aducând dovezi. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele
și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Iisus, într-un cuvânt, vine cu dovezi. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este un eveniment istoric confirmat de dovezi. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 3, scrie că după patima lui, Domnul Iisus li s-a arătat ucenicilor viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Învierea Domnului Iisus este certificată de dovezi convingătoare, convingătoare pentru mintea celui care caută răspunsuri. Toma este prototipul ucenicului care filtrează prin rațiune mesajul pe care îl primește. Nu e niciun reproș în această atitudine. Nu e nimic rău să faci așa. Important e să nu te oprești la căutări. Important e să găsești răspunsuri și să le accepți. Este adevărat, poate cineva ar zice, că ultima vorbă a Domnului Iisus este un reproș. Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Eu am zis odată că în rândul fericirilor rostite de Domnul Iisus este așa numita a 10-a fericire, în completarea celor din predica de pe munte, ferice de cei care cred fără se vadă. Și de fericirea aceasta, binecuvântat să fie Dumnezeu, avem parte și noi, cei care suntem aici prezenți. Ne putem înfrăți cu Toma, ne putem înfrăți cu toți acei ucenici, spre deosebire de Toma, care a văzut și a crezut, cu toți aceia care au mărturisit credință fără să vadă. Totuși, credința noastră se fundamentează nu doar pe o atitudine interioară de deschidere, ci se fundamentează pe niște evidențe care probează fondul istoric acestei credințe. Aș menționa între dovezile, dacă mă veți întreba, frate Nelu, tu de ce crezi în învierea lui Iisus? Care sunt temeiurile pe care te bazezi când spui Hristos a înviat? Mă știu un om credincios, dar nu credul. Mă știu un om care pune 1000 de întrebări, dumneavoastră nu știți întrebările pe care mi le pun eu, și până să ajung la răspuns, nu zic multe. De ce? Pe ce fundamentez credința în învierea lui Iisus? Personal, eu am cel puțin 7 temeiuri. Acum, nu o să vi le prezint în detaliu în această dimineață. Dar cel puțin vi le voi menționa. În primul rând, cred în învierea lui Iisus din pricina mărturiei pe care o găsesc în Biblie. E narațiunea Evangheliilor. Obișnuiți fiind cu cartea, citind mereu din Biblie, s-ar putea la un moment dat să pierdem o particularitate a ei. Dincolo de faptul că este o carte în care ni se revelează Dumnezeu văzută din perspectiva învierii, cartea aceasta reprezintă consemnarea în scris, declarațiile scrise ale martorilor oculari. Mărturii făcute de oameni care l-au văzut pe Iisus și care și-au relatat experiențele consemnându-le în această carte. Dacă într-un proces oarecare, ținut în fața unei instanțe judecătorești, s-ar ridica martori câți găsim în această Biblie, care ar da declarații în scris, sub jurământ, că au văzut, că au pipăit, că au fost martori, judecătorii aceia ar da sentință pe baza mărturiilor. Uitați-vă la Evanghelii și ca la mărturii scrise ale celor care l-au văzut pe Iisus Hristos înviat. Nu ca la niște relatări menite să aducă învățătură, și așa pot fi privite, ci ca depoziții, mărturii din partea celor care au fost martori oculari.
Apoi, cred că Iisus Hristos a înviat din cauza faptului că mormântul lui Iisus este gol. Iisus a fost așezat în mormânt, mormântul a fost sigilat cu o piatră mare peste care s-a pus sigiliu al autorităților și peste toate acestea gardă romană, așezată să păzească mormântul. Duminică dimineața, piatra este dată la o parte de un înger al lui Dumnezeu și înăuntru nu mai este trupul. Întrebarea este cum a devenit mormântul gol. Sigur, o variantă e că trupul lui Iisus a fost furat de ucenici. Varianta aceasta a fost încurajată și răspândită de autorități care au spus soldaților să spuneți așa: în timp ce noi dormeam, pe ascuns, ucenicii lui au venit și au furat trupul. Și așa se explică faptul că nu-i în mormânt. E limpede că această posibilitate, această ipoteză, este cusută cu ață albă. Dincolo de faptul că ucenicilor nici nu le trecea prin minte că Iisus ar putea să învie, deși el îi avertizase, dincolo de faptul că era la mormânt straja, explicați-mi, vă rog, cum putem înțelege că acești ucenici care ar fi furat, să zicem, trupul lui Iisus și l-ar fi ascuns și apoi ar fi născocit ideea că el a înviat din morți, cum ar fi fost posibil ca acei ucenici să fie dispuși să moară ca martiri pentru minciuna lor? Cum? Răspunsul este nici cum. Ipoteza că au furat ei trupul cade. O altă posibilitate este să îl fi furat dușmanii Domnului Iisus. Deci nu prietenii, ci dușmanii Domnului Iisus. Dacă așa s-ar fi întâmplat, să presupunem că trupul lui ar fi fost furat de marii preoți, pus deoparte și ținut acolo ca o mărturie cu un gând. În cazul în care vor născoci ideea că a înviat din morți, și aceste o ironie, ucenicii au uitat că Iisus a spus că va învia, dar marii preoți și cărturarii n-au uitat și și-au luat măsuri de prevedere punând pază la mormânt. Să presupunem că ar fi mers un pas mai departe și ar fi ascuns trupul undeva. Îmi imaginez cum după aceea ar fi venit ucenicii și ar fi spus: nu e, oare unde e? Păi a înviat. Și ar fi făcut vestea că Iisus Hristos a înviat. Marii preoți ar fi lăsat o zi, două, și în ziua a treia ar fi făcut o adunare mare în care le arătau trupul lui Iisus și spuneau: ce-i cu poveștile astea despre înviere? Uitați aici, trupul lui, noi l-am luat, așa că să piară minciunea asta împreună cu voi. Vă întreb pe dumneavoastră, a fost în stare vreun oponent al Domnului Iisus să arate cuiva trupul lui înviat? Nimeni n-a fost în stare. Dispariția misterioasă din mormânt a trupului lui Iisus nu poate fi explicată nici că l-au luat cei apropiați, nici că l-au luat dușmanii. Au mai venit alții și au zis: Iisus n-a murit de adevărat. El doar a căzut într-o stare de comă. Datorită suferinței de pe cruce, a intrat așa într-un leșin, într-o comă profundă, a fost pus în mormânt și acolo, în răcoarea mormântului, în liniștea nopții, s-a trezit și după ce s-a trezit, a ieșit afară și efectiv a dispărut. Piatra de pe mormânt, sigiliu, garda romană, stăteau piedici. Și apoi, dacă și-ar fi revenit din leșin, după suferințele petrecute, suportate prin bătăi și crucificare, rănit în coastă, cum ar fi putut el, ca oricare dintre noi fiind, să iasă din mormânt și să despară fără urmă? Cum? Nu-i logic. Ca să nu pierdem din vedere faptul că Evanghelia consemnează că atunci când Iisus Hristos a fost
lovit cu sulița în coastă, din rana curs sânge și apă. O dovadă și a omenității sale, dar și a morții sale. E clar. Mai rămâne pentru mine și pentru toți cei care vor să judece lucrurile logic, rațional, o variantă. Hristos a înviat de adevăratele. Slăvit să fie numele Lui. E mai simplu să-mi explic așa dispariția corpului. Să-i cred pe martorii care l-au văzut și care au interpretat în acest fel dispariția corpului său. Iisus este viu, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Mormântul nu tocmai gol. Acolo în mormânt erau hainele, pânzele acelea în care Iisus Hristos a fost înfășurat. De o parte, făcut sul, era acea pânză cu care fusese înfășurat capul lui, pusă separat, făcută sul de o parte. Toate acestea erau semne că Iisus Hristos, efectiv, n-a fost scos de mână străină din pânzele acelea, adică să fi venit cineva, să fi luat o foarfecă, sau să fi desfășurat una după alta fâșiile de pânză și apoi să scoată din interiorul lor corpul. Peste 50 de kilograme de aloie și tot felul de, eu știu cum să le numim, materiale care ajută la îmbălmăsare, au fost folosite. Iosif din Arimatea a dus 100 de litri de smirnă. Toate astea au fost înfășurate împreună cu pânze în jurul trupului lui Iisus. Când El învie, acest veșmânt de îmbălsămare nu e dat la o parte de o mână omenească din afară, ci efectiv trupul lui Iisus dispare din ele. Sub propria greutate cad una peste alta, cele de la gât în jos, separat de o parte, ca o nucă fără miez. Așa e înveșmântul care i-a acoperit capul. Ucenicul, când a văzut acestea, a crezut. Este învierea lui Iisus. Slăvit să fie numele Lui. Ce să mai spunem despre arătările făcute de Domnul Iisus după înviere? Atâtora oameni care erau în viață, Maria, celelalte femei, Petru, cei 10 ucenici, Toma, arătarea de la Marea Tiberiadei, apoi deodată la peste 500 de frați, lui Iacov, celor 12 Emaus, în ziua înălțării la cer, mai târziu lui Pavel, oamenii aceia erau în viață. Veți întreba, dar ei au fost atunci, au trăit, au murit, cine mai poate întreba, cine mai știe ce au zis, ce au făcut, ce ne leagă pe noi, cei de azi, de ei, de atunci? Vreau să vă întreb, unde suntem noi în această dimineață? Cum se numește această, cuvântul instituție nu se potrivește? Cum se numește? Ce e aici azi? Unde ați venit azi? La biserică. Ce face biserica aici azi? Uitați-vă la această masă. De când face biserica asta? Am făcut și joi. Am făcut și o lună înainte, am făcut 2 luni înainte, am făcut 2 ani înainte, 20 de ani înainte, 200 de ani înainte, 1000 de ani înainte. Mergeți lună după lună în urmă și o să ajungeți în ziua aceea în care Apostolul Pavel a zis și vom face asta până va veni El. Și mai mergeți un pic în urmă și o să mergem până în seara aceea în care Iisus a luat pâinea și a frânt-o, rodul viței și l-a binecuvântat și a așezat cina Domnului. Dovada e biserica. Legătura dintre noi cei de aici și ei, martorii de atunci, e biserica Domnului din toate generațiile, purtătoare a mesajului Hristos a înviat, slăvit să fie în numele Lui. Să vă mai împărtășesc pentru mine o dovadă. Pe celelalte vi le las altă dată. Vorba cuiva, pentru cine e dispus să creadă, am 1000 de dovezi. Pentru cine e încăpățânat și nu vrea să creadă, n-are rost să mai ne pierdem vreme, n-am nicio dovadă. O dovadă care
pe mine mă animă în fiecare zi este experiența cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Argumentele pe care le-am invocat țin de logică, țin de rațiune, de investigare. Dar acesta ține de experiență. Care e diferența între argumente teoretice și experiență? Imaginați-vă, vă rog, un om flămând. Îi lipsește mâncarea, nu știe și n-are de unde, iar eu vin acum cu explicații raționale și explic cum ar putea scăpa de foame. Încep să-i descriu posibile soluții. Ce ar putea mânca să-i treacă foame? Și trec în evidență toate. Îi explic și cum operează rana când intră în corp. Cum îi trece setea când bea apă. Toate acestea îi le pun în față. Și pe deasupra îi pun și mâncarea în față. O masă întinsă. El le vede acolo. Și omul acela refuză să mănânce. Ce lipsește? Experiența. Experiența. Luați, vă rog, un copil, copilul dumneavoastră, mi-aduc aminte, fratele Timotei, mai de mult, era micuț Andrei Fecior, acum mai Fecior din Surat. Era puști, micuț, câțiva anișori să fie avut. Și ne-a povestit fratele Pleșa că într-o zi, micuțul, în casă, cu o cutie de chibrituri, pe covor. Și dăduse foc la 1-2. Mila lui Dumnezeu, că nu a luat casa foc. Pe unde l-a fi găsită, el știe. Când tăticul l-a văzut, era doar acolo, nu departe. Ce ai făcut? Să nu te mai joci cu chibriturile. Dar de ce, tati? Hai că-ți arată, tati, de ce? Luat un chibrit, pus aproape acolo între degetul copilului, între degetele copilului, dar aproape cu fosforul de deget. Nu așa de aproape ca să-l ardă, dar destul de aproape ca să simtă el ce-i focul. Hai să-l aprindem. Și când i-a dat drumul, l-a ars un pic pe deget. Iuuu! Andrei, hai să mai prindem unul. Nu mai vreau, tati. Experiența a convins. L-ați întâlnit pe Iisus Hristos, el înviat? Am venit dimineața asta să vă spun două experiențe, una veche și una nouă. Vă spun numai pe cea veche. Cea nouă e prea nouă, s-o lăsăm să se învechească. Eram foarte tânăr, student la institut în București. Ce vă spun acum s-a întâmplat în 1993, deci 29 de ani în urmă. Mergeam cu colegii de pe atunci să ducem cuvântul Domnului bisericilor din zonă. Duminica, ce ne stătea înainte, urma să călătorim în județul Constanța, în orașul Năvodari, unde trebuia să predicăm Evanghelia. Mergeam cu trenul. Împreună cu colegul meu de atunci, Rotar Vitalie, așa-l cheamă pe el, acum este păstor în Chișinău, Republica Moldova. Noi am fost colegi de an. El cânta bine la chitară și cu cântarea lui, cu predică de la amândoi, ieșea bine. Ne-am propus să ne ducem duminică la Năvodari, era și rânduit așa. Problema cu care ne-am confruntat era că nu aveam bani de tren. Nici el, nici eu. Joi, vineri, sâmbătă, de la colegii care erau în cămin, am încercat să luăm împrumut. Dar nimeni n-avea să ne dea împrumut. Nici el, nici eu nu eram așa de necăjiți ca să n-avem, dar dădusem și noi împrumut cuiva mai înainte vreme și nu mai putut să ne dea până în ziua aceea. Și așa am rămas blocați. Nu uit când Vitalie i-a zis ce facem, ne mergem sau nu mergem. Și am zis noi amândoi, măi, vorba-i vorbă, noi să ne facem partea. Noi ne ducem să vorbim despre Domnul Iisus și dacă Domnul Iisus vrea să ajungem acolo și să vorbim pentru numele Lui, nu ne ducem. El ne va purta de grijă. Plecăm la drum. Bani de bilet n-avem, dar până la gară putem ajunge. Că până la gară nu-ți trebuie bilet. Numai să urci în tren ai nevoie de bilet. Până la tren te poți duce. Așa am raționat. Am făcut o rugăciune. Țin minte că ne-am îmbrăcat așa frumos, am luat Biblia, am pus-o în geantă și am pornit spre gară. Știind că dacă nu fac...
știind că dacă nu face Domnul Iisus ceva, ne oprim în gară. N-am mers mult. Doar am ieșit din cameră și de pe etaj, coborând scările până la parterul căminului studențesc, că pe scări ne-a întâmpinat un domn. Ne-a salutat, ne-a întrebat, unde mergeți, băieți? Și noi am spus, în misiune, la Năvodari. El s-a uitat la noi, a scos din buzunar un plic, ni l-a înmânat și a zis, în numele Domnului Iisus, mergeți cu Dumnezeu. În plicul au fost bani pentru amândoi 3 luni de trai. Asta a fost experiența noastră trăită atunci. Ne-a întărit credința. Iisus e viu. E o experiență. Aia mai nouă, o să vă spun la Paștele viitor. A mai venit Iisus cu ceva la ucenici. Cu o provocare. Nu fii necredincios, ci credincios. Ce mesaj simplu și frumos. A venit cu un mesaj, pace vouă, pe care l-a întărit cu dovezi și la urmă a zis, ce faci acum? Nu fii necredincios, ci fii credincios. Haideți să ne ridicăm în picioare. Intrăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Fiecare se cercetează pe sine, ne stând în față masa Domnului. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie lăsată peste această masă. Să ne rugăm cu toții.